Hello, salut! Astăzi vă prezentăm. Uh, ele sunt brioșe, dar trebuie să pronunțăm. Mele, mele, mele. Voi știți, pronunțați chestia asta. Ok, eu zic brioșe. Bun. Uh, ele vin uh, ambalate câte două, vin înghețate și conform ambalajului spune că trebuie ținute. 40 de secunde, ceva de genul ăsta la, la microunde, la 800 de W. Eu le-am ținut un minut ca să fiu sigur că sunt făcute și le avem aici. Hai să vedem. Una, Opa, și pa doua. Așa arată el. Eu am crezut că se umflă, sincer, că să arate și el mai interesant. Nu s-a umflat nici după un minut și nici înainte. Adică le am, -am uitat și nu au umflat ca să zic că au căzut. Opa, uite că a ieșit. Să tăiem, să vedem ce într-o Ciocolată, un pic de ciocolată. Dacă ne uităm pe ambalaj, aici curge ca un lava cake sau ceva de genul ăsta. Mă așteptam să fie așa. Are un pic aici de ciocolată, dar nu o să curgă vreodată așa. Dar, în schimb, este foarte, foarte bună. Dacă vă plac brioșele, vă place ciocolata, Vă place orice dulce? Sunt foarte bune astea. Se prepară foarte rapid, sunt și calde. Și o alegere bună, zic eu. Nu vă spun ce conține, că bănuiesc că conține orice zahăr, alte chestii, mă rog. Care pot fi bune sau nu, depinde ce alegeți să consumați. Cam atât despre ele, n-am ce să spun mai multe. Două brioșe bune. Și ce am uitat să vă spun, da, din nou, știu, din nou, se găsesc la Mega IMAJ. Culmea. Cool Taste of Inspiration. Asta este seria de produse. Voi trebuie să dați like doar dacă v-a plăcut episodul, dați subscribe ca să fiți la curent cu cele mai noi episoade. Ne suntem aici la restaurantul La Rambla, care este gazda noastră și eu vă salut.